suntem groșence, jet-beget, noi facem plăcinte, facem doar plăcinte tradiționale, așa cum să facem groș, cum făceau bunicile noastre, străbunicile noastre și străbunicile noastre. Punem făină să nu ni se lipească. Așa. Întindem coca. Cea mai preferată e cea cu brânză de burduf și verdețuri. Așa că facem una cu brânză de burduf și verdețuri. Noi punem umplutura așa, să fie din belșug, nu ne jucăm. Când mușcăm din plăcintă, să simțim că e umplută plăcinta, să nu fie numai luatul gol. La verdeață? Verdețuri. Aici avem ceapă verde, mărar. Asta e plăcintă cu brânză dulce și stafide. Bine, se poate face cu orice fel de umplutură. Facem și după cerințe. Nu se preferă plăcinta cu brânză sărată. Bine, pentru adulți. Da, plăcinte cu brânză și cu ceapă și cu mărar. Noi o coceam în ulei mai mult plăcinta, dar acum nu vreau mânca grăsime multă, facem mai puțin ulei. Chiar nu mă așteptam să meargă așa de bine. Foarte multă lume, foarte mulți clienți, lume mulțumită. Și flămândă. Și flămândă. Și am adaptat la tradiționala plăcintă, am adaptat o, zic eu, plăcintă cu gorgonzola, care văd că a prins foarte bine la public, spre mirarea mea, nu mă așteptam. Dar toate merg, și cele cu brânză, cu verdeață, și cele cu mărar, cu brânză de oaie, telemea, cu cartofi, toate merg. De dimineață, de la ora 10:30, când am dat drumul, într-una am făcut plăcinte, însă singura femeie între atâția bărbați, pe cum ați văzut, ce mai glumim. Poftim? Plăcintar de servici, da. Încercăm să facem o plăcintă în foarte, foarte puțin ulei. Și așa avem colesterolul mărit și atunci noi facem o plăcintă în foarte, foarte puțin ulei. E o plăcintă mai specială, fără drojde, fără creștere de altă natură. E un aluat simplu din făină, apă, sare și ulei, un pic de ulei ca să-i dea electricitate. În rest, ce să vă zic, brânză tradițională de caș de oaie, telemea de oaie, cartofi, cam astea merg la sărbătorile astea câmpenești, la oriunde, și în oraș, și la sărbători. Sperați la un loc întâi? Poftim? Sperați la un loc întâi? Domnule, locul e, indiferent de ce loc, eu sunt mulțumit. Clientul trebuie să fie mulțumit. Eu sunt foarte mulțumit când văd că clientul este încântat de ce am făcut și atunci pentru mine nu contează pe ce loc sunt. Deci, fiți atenți de unde luați, din care cartuie luați, care vă place cel mai bun. Ne cereți un bilețel. Pe patru aici. Care vă dau tot patru? Am luat și plăcinta, am decis, am votat cea mai bună plăcintă pentru mine, toate sunt la fel de bune, doar că este una poate cea mai bună. Nu vă zic care am votat-o, că nu, sunt prieteni cu toți de pe aici. E secretul unui număr. E secretul număr, da, am votat acolo un număr, că au zis că numai un număr pot să votez. Pentru că sunt foarte, foarte bune. Va fi destul de greu, pentru că toate sunt chiar bune. Am încercat 4 din 4. Preferata mea a fost 4. Care a fost cea mai bună? Prima, a doua, a treia? Ultima. Așa este sărbătoarea toamnei la Groș, a patra ediție. Așa cum a spus și dumneavoastră, este un concurs de plăcinte, este de fapt promovarea producătorilor locali, cei care cu trudă își câștigă existența din produsele pământului. Sărbătoarea de anul acesta și-a propus în primul rând să-i promoveze pe acești producători locali 2 zile de sărbătoare în total. Așa este și bineînțeles că avem și câteva mini-spectacole. De seară o să-l avem în mijlocul nostru pe artistul Adrian Naidin, iar mâine o să avem artiștii locali ai noștri, Gabriela Dusătan,
și alți artiști. O să vină în mijlocul nostru maestrul Dumitru Dobrican și la final va fi prezent în mijlocul nostru grupul Iza. Tuturor le urez în primul rând bun venit în comuna noastră, bun venit în Groș, la acest frumos târg de produse tradiționale. Le urez multă sănătate și belșug pentru noul an. Toată lumea poate consuma și cumpăra cu încredere, sunt naturale? 100%. 100% naturale. De aceea acest târg de produse îl facem în mod exclusiv, numai cu producători locali.